complexă, se blochează una dintre marile intersecții din jurul Ploieștiului și atunci, în cadrul proiectului, sunt prevăzute 4 bretele la sol, ajutătoare pentru circulație. Aceste 4 bretele au intrat în realizare foarte rapidă. Una deja este gata și cu asfaltul turnat. La celelalte 3 se compactează ultimele straturi de balast, urmând ca săptămâna viitoare, când temperatura ne va permite, să tragem asfaltul peste ele și să începem să dăm drumul la circulație pe aceste bretele, pentru ca să putem începe girația de sus peste 3 săptămâni. Noi intenționăm ca pe 20 noiembrie, cel târziu, să începem cofrarea primei girații pe direcția de mers Ploiești-Clupeni.